Bună ziua! Are loc semnarea acordului de împrumut destinat programului pe bază de rezultate în sectorul sanitar în valoare de 500 de milioane de euro acordat României de către Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare. Good afternoon. This is the signing of the loan agreement for the output-based program in the health sector amounting to 500 million euros provided by the World Bank to Romania. Semnează din partea României domnul Eugen Teodorovici, ministrul finanțelor publice. Din partea Băncii Mondiale, doamna Tatiana Proskuriakova, manager de țară pentru România și Ungaria în regiunea Europa și Asia Centrală. On behalf of the Romanian side, Mr. Eugen Teodorovici, the Minister of Public Finance, will be signing, and on behalf of the World Bank, this agreement will be signed by Mrs. Tatiana Proskuriakova, Country Manager for Romania and Hungary. În continuare, îl invităm pe domnul Eugen Teodorovici, ministrul finanțelor publice, să adreseze câteva cuvinte. We invite Mr. Eugen Teodorovici to provide us with his speech. Mulțumesc, domnul prim-ministru, dragă Tatiana, stimați colegi. Într-adevăr, semnăm astăzi un împrumut foarte important prin felul în care a fost conceput, prin obiectivele pe care le-a dețintit și fiind astfel cel mai mare împrumut din întreaga Europa și sperăm noi că un pas foarte important pentru în fapt un proiect pilot și un proiect model pentru întreaga Europa. Thank you, Mrs. Prime Minister, dear Tatiana, dear colleagues. We have the opportunity today to sign a very important loan agreement, the loan agreement with the highest value in Europe for the sector that it was drafted, and it's an extremely important agreement in terms of the objectives that it wants to achieve. Vreau să spun de la început că Guvernul României, condus de doamna prim-ministru Dăncilă, are determinarea necesară pentru a contribui la îmbunătățirea calitativă și nu numai, a sistemului de sănătate din România. I'd like to mention from the very beginning that the Romanian government, Mrs. Prime Minister, Mrs. Dăncilă, is determined to contribute to qualitative improvement of the healthcare system in Romania. De aceea dorim să construim un sistem durabil de sănătate, un sistem rentabil și mai ales cât mai aproape de nevoile cetățenilor. This is why we'd like to, first of all, to build a sustainable, reliable healthcare system which is able to answer to the citizens' needs. Ca ministru de finanțe am spus mereu că e cel mai bine pentru o țară ca ministru de finanțe să aibă o abordare contabilă. As a minister of finance, I always stated that the best approach for finance ministry is not always to have an accounting-based approach. De aceea, împreună cu colega mea, doamna ministru Pinta, sub coordonarea domnului prim-ministru Dăncilă, în special în zona de sănătate, am spus că orice problemă, orice nevoie pe care românii o întâmpină, își va găsi cu siguranță și o soluție de finanțare. This is why, together with my colleague, Mrs. Pintea, the health minister, and under the coordination of Mrs. Gheorghe Dăncilă, the prime minister, we always said that any problem in terms of the healthcare system can find its solution in terms of financing. De aceea sunt adeptul prevenției, pentru că este mult mai corect și ieftin, să spunem, să previi decât să încerci după aceea să repari anumite probleme. This is why I fully support the idea of preventing rather than repairing problems. Și dorința noastră este cu acest pas important, cu acest împrumut, de a face ca orientarea în sistemul de sănătate să fie în special către o asistență medicală primară și nu așa cum este astăzi bazată pe asistență spitalicească. And our desire would be first and foremost to bring the focus of healthcare to the primary medical care system instead of the hospital-based care that we provide currently.
Doresc în încheiere să mulțumesc echipei Băncii Mondiale, Tatianei în mod special, pentru deschiderea de care au dat dovadă în încheierea unui astfel de împrumut, cum spuneam, foarte flexibil și un proiect nou ca și abordare. I'd like to end my speech by thanking the World Bank team, and especially to Tatiana for the flexibility that they manifested in concluding this loan agreement for such an important sector. De fapt, celor două echipe ale Băncii Mondiale și echipa Ministerului de Finanțe, pentru că trebuie spus acest lucru. Actually, to both teams who have been working for this project, the World Bank team as well as the team representing the Ministry of Finance. Și în încheiere spune doar că sunt alte câteva subiecte importante pe agenda noastră a Guvernului de colaborare și de identificarea unui sprijin comun cu Banca Mondială. And I'd like to conclude saying that there are a number of other topics of interest. We are trying to identify a number of other important objectives that we could cooperate with the World Bank. Cum ar fi sprijinul pentru tot ce înseamnă comunități locale în zona, atât în zona socială, sănătate și aspecte, să zicem, sociale. Such as support for local communities in terms of social care and support for health care in terms of disadvantaged communities. Cât și partea de investiții, atât la nivel local, cât și la nivel național. As well as investments addressing local as well as national authorities. Vă mulțumesc. Mulțumim, domnule ministru. Minister. În continuare, vă invităm pe doamna Tatiana Proskuyova să ne adreseze câteva cuvinte. Bună ziua! It's a great pleasure for me to be here to sign on behalf of the World Bank the loan agreement between the World Bank and Romania to support the health sector program for results. Bună ziua! Este o plăcere să mă aflu astăzi aici la semnarea acestui acord de împrumut între Banca Mondială și România, care vine în sprijinul programului bazat pe rezultate pentru sprijinirea sistemului medical. This loan has been approved by the World Bank Executive Board only last week, and the fact that we're signing it today already is another testament to the strong commitment of Romanian government to this program. Acest acord tocmai a fost aprobat de Consiliul de Administrație al Băncii Mondiale săptămâna trecută, iar faptul că îl semnăm atât de repede este încă un semn al angajamentului puternic manifestat de Guvernul României în sprijinirea sectorului sanitar. I'm very proud that the World Bank can be Romania's partner in this very important endeavor. Sunt foarte mândră de faptul că România are Banca Mondială alături în calitate de partener în acest demers foarte important. So why is this project important? De ce este atât de important proiectul? Very simply because improvement of health outcomes in Romania is a high priority for the people in Romania and therefore for the World Bank program. Deoarece îmbunătățirea rezultatelor sistemului sanitar în România reprezintă o prioritate pentru cetățenii români și prin urmare și pentru Banca Mondială. Romanians would like to have the same access and quality of primary care as their peers in the rest of Europe have, and they're right in that, and we would be very happy to support this. Românii doresc să aibă parte de asistență medicală primară de calitate în aceleași condiții ca și ceilalți cetățeni europeni și au dreptul să ceară acest lucru și suntem mândri că putem să îi sprijinim. Unfortunately, despite progress in recent years, Romania still has one of the highest rates of preventable deaths, deaths that could be prevented through better access to healthcare in Europe. În ciuda eforturilor făcute în ultimii ani, din păcate în România există în continuare un număr mare de decese care puteau fi prevenite, însă nu s-a întâmplat acest lucru datorită lipsei de acces la servicii medicale. The program we're signing today has a chance to change this and make real difference to the people in Romania and as the Minister of Finance has mentioned to do this in a fiscally sustainable way. Programul pe care îl semnăm astăzi are șansa de a schimba lucrurile și de a face diferența. Așa cum a spus și domnul ministru de Finanțe, acest lucru se poate întâmpla de o manieră sustenabilă din punct de vedere fiscal. In conclusion, let me also note that this is the first program for results operation that we do in Romania and I hope that this is first of several that we will do. În concluzie, aș vrea de asemenea să menționez faptul că acesta este primul program bazat pe rezultate pe care începem să-l implementăm în România și sper că este primul dintr-o serie mai lungă. We are already working together on results under this project, even though we're just signing it today, but I hope that the first results will manifest in a few months.
or even sooner. Deja lucrăm la îndeplinirea rezultatelor acestui program, deși de-abia astăzi semnăm acordul, însă sperăm ca primele rezultate să și apară pe parcursul următorilor luni sau chiar și mai devreme de atât. And therefore you can expect to hear from us, because every time we achieve results, we will tell you about this. Și sper că veți avea vești cât de curând de la noi, pentru că de fiecare dată când vom înregistra noi succese, veți primi vești. And I would like to conclude by wishing us all great success in this very, very important endeavor. Thank you. Și aș dori să concluzionez urându-vă mult succes și urându-ne succes în aceste demersuri. Mulțumim doamnei Tatiana Proscuriacova. În continuare o invităm pe doamna Sorina Pintea, Ministrul Sănătății, să adreseze câteva cuvinte. Thank you, Mrs. Tatiana Proscuriacova. Now we'd like to invite Mrs. Sorina Pintea, Minister of Health, to take the floor. Stimate doamne prim-ministru, domnule ministru Teodorovici, Tatiana, stimați colegi, pentru mine este un moment extraordinar de important, pentru că în afara cifrelor și a celor spuse aici, acești bani, acest împrumut cu Banca Mondială înseamnă sănătate pentru populația României. Și spun asta pentru că obiectivele principale, rezultatele de fapt principale acestui împrumut le vom regăsi în medicina primară, medicina comunitară, în eficientizarea cheltuielilor în sănătate. De aceea îi mulțumesc în mod deosebit colegului meu, domnul ministru Teodorovici, că nu abordează contabil sănătatea, doamnei prim-ministru pentru că ne sprijină și Băncii Mondiale pentru că pentru mine aceste luni în care am negociat acest împrumut au fost foarte importante pentru că ne ajută împreună să implementăm conceptul Universal Health Coverage, promovat de Organizația Mondială a Sănătății și pe care România l-a îmbrățișat, uite, atât de repede. Dear Prime Minister, Mr. Minister, dear Tatiana, I would like to thank you for being here, and I'd like to also thank Mr. Minister for the fact that he's not approaching this project from an accounting, solely from the accounting-based approach, I'd like to express my hope that this project will contribute to improving primary healthcare, community-based healthcare, and general outcomes at the medical system in Romania. And the point of this project will be to improve WHO outputs in terms of coverage, medical system coverage. Și ca să fiu mai tehnică, acești indicatori sunt legați de accesul tuturor la serviciile medicinei primare, mă refer la pacienți, la populația asigurată și neasigurată, la creșterea gradului de acoperire vaccinală, la creșterea numărului de asistenți comunitari care să ne ajute să aducem populația care nu are acces acum la servicii medicale, la medicul de familie. And in order to get into more technical details, this program will allow an improvement in terms of coverage for insured and non-insured citizens, also an increase in terms of the number of medical health workers, and also coverage of also an improvement in terms of the rate of vaccination. Și nu în ultimul rând, acest împrumut aduce reformă în sănătate, pentru că implementarea acestui împrumut și obținerea rezultatelor scontate înseamnă inclusiv modificări legislative. And last but not least, this loan would also bring about a reform in the health system, because in implementation of this program would also translate into legislation changes. Prin urmare, mulțumim doamnă prim-ministru, domnule ministru de finanțe, că aduceți sănătate, Tatiana, pentru că ești alături de noi și ai fost în această perioadă dificilă, e adevărat, dar care s-a materializat acum în acest împrumut care înseamnă viață și sănătate pentru români. I would like to thank once more the Prime Minister and the Minister of Finance for their contribution to the health system, and especially to Tatiana as well for the fact that she is able to contribute to the implementation of this project, which translates into health and life. Vă mulțumesc! Mulțumim, doamna ministru. În continuare, o invităm pe doamna prim-ministru Viorica Dăncilă să adreseze câteva cuvinte. I'd like to thank Mrs. Minister of Health, and now I'd like to invite Mrs. Prime Minister to take the floor.
Acordul semnat astăzi este o garanție că cetățenii României vor beneficia de asistență medicală primară de cea mai bună calitate, axată pe nevoile pacienților. The agreement that we signed today represents a safeguard that Romanian citizens will be benefiting from primary medical care of highest quality, focused on patients' needs. Împreună cu grupul Băncii Mondiale, partener de încredere al Guvernului României, vom reuși să implementăm cu succes acest acord de împrumut în valoare totală de 500 milioane de euro, cu multiple beneficii pentru români. Together with the World Bank Group, a trustworthy partner of the Romanian government, will be able to successfully implement this loan agreement amounting to a total value of 500 million euros, which brings about multiple benefits for Romanian citizens. Acest proiect va crește finanțarea pentru medicina de familie și pentru cea comunitară, inclusiv cu dotarea de echipamente performante a cabinetelor medicale, precum și prin pregătirea personalului medical din medicina primară. This project will increase funding for general practitioners and for community-based healthcare, also by providing state-of-the-art equipment for general practices and also by training medical staff in primary medical care. În acest fel, cetățenii din zone izolate sau mai greu accesibile vor avea acces mai facil la servicii de sănătate, la stabilirea diagnosticului în faza incipientă, la tratament corect, deci, în consecință, la o mai bună îngrijire. This is the way in which citizens living in less accessible or isolated areas will be provided with the proper access to healthcare, to diagnosis in the inception of a disease and to a fair treatment, therefore to a better level of healthcare. De asemenea, vom putea asigura mai multe tipuri de servicii de sănătate persoanelor neasigurate, ceea ce duce în mod cert la îmbunătățirea calității vieții lor. Also, we'll be able to provide a number of healthcare services to the non-insured citizens, and this will definitely lead to an improvement in the quality of their lives. Altfel spus, vom aduce medicul de familie mai aproape de pacient, îndeosebi pentru acei cetățeni care ajung mai greu la un cabinet medical. In other words, we'll be bringing the general practitioner closer to the patient, especially for those citizens for whom it is a little bit difficult to reach general practice. Proiectul dezvoltat împreună cu grupul Băncii Mondiale face parte dintr-un obiectiv al guvernului de creștere a finanțării sănătății, domeniu prioritar alături de educație și este în concordanță cu un obiectiv important de dezvoltare durabilă la care România s-a alăturat prin adoptarea Agendei 2030. The project that we have developed together with the World Bank Group is part of the government objective to increase funding for healthcare, a key area of priority together with the educational sector. And this is a project that also is compliant with another important sustainable development goal that Romania has committed to by adopting the 2030 agenda. Mă refer la obiectivul asigurarea unei vieți sănătoase și promovarea bunăstării tuturor la orice vârstă. This is the Sustainable Development Goal, ensuring a healthy life and promoting well-being for all at any age. Mulțumesc miniștrilor sănătății și finanțelor foarte implicați în acest proiect. I'd like to thank the ministers of health and public finance who have been deeply involved in this project. Mulțumesc de asemenea partenerilor noștri pe care îi încurajez să dezvolte instrumente financiare care să pună accent pe adaptarea acestora la specificul fiecărui stat. I'd also like to thank our partners and I encourage our partners to develop further financial instruments which are able to focus on adapting better these instruments to the specific environment of each country. Mulțumesc, Tatiana, și vă urez succes tuturor! Thank you, Tatiana, and I bid you a great deal of success!
Mulțumim, doamna prim-ministru. Mulțumim tuturor pentru participare. Ceremonia a ajuns la final. Thank you for attending the event. This is the formal end of this.